Bună ziua, bine ați venit la această ședință ordinară, ședință ordinară cu două puncte pe ordinea de zi și o suplimentare. Ce să vă zic, v-aș ruga să puneți mască cei care nu aveți, să nu apare discuții pe această temă, că se poartă, am observat. Da? Vă aduc eu niște măscuțe, imediat. Sper să fie o ședință liniștită și cu folos pentru comunitate. Doamna secretar, domnul președinte, vă rog frumos să vă Bună ziua tuturor! Bine ne-am regăsit la o nouă ședință a Consiliului Local. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe și declarăm ședința deschisă. Vom intra în direct cu doi consilieri care vor asista la ședință online și predau, înainte de a preda lucrările domnului președinte, aș supune discuție procesul verbal al ședinței trecute, al ședințelor trecute. Dacă le-ați consultat și nu aveți discuții, vă dau o masă. Da, mulțumim. Nu acolo, doamnă, nu. Are praf acolo. Este praf, doamnă. Să pun la vârstă procesul ședințelor trecute. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Încercăm să facem legătura cu cei consilieri. Da, ești în direct, de neam eu. O secundă. Da, putem lua. O secundă să... Alo, bună ziua! Bună ziua! Sunteți în direct la ședință, domnul consilier. Da, mulțumesc! Da, putem începe, da? Bună ziua, doamnelor, domnilor și domnilor invitați. Bine v-am găsit! Bine ați venit la ședința din luna septembrie. Pentru ultima, dacă nu fi ceva, poate mai ceva din dată, vedem. Conform dispoziției primare, numărul 156, din 23 ianuarie 2021, ne-am găsit astăzi la ședința ordinară, 28 ianuarie 2021, la ordine 14. Următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2021, inițiator primar și tot Cristian. Punct numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inițiator primar și tot. Și 3 diverse. Mai e ceva de suplimentar, am înțeles, da? Domnule președinte, mai avem un punct de introdus pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea investiției modernizare drumuri comunale și sătești în satele Buhoci, Dospinești, Bișgheri și Coteni, Comuna Buhoci, județul Bacău, derulată prin proiectul național de investiții Angel Salin. Îl supunem la vot, dar sunteți de acord că suplimentare pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Cum votați, domnul Ilieș? Pentru. Mulțumesc. Domnul Stoian. Domnul Stoian. Suplimentarea pe ordinea de zi a unui proiect privind investiții în programul desfășurat național Angel Salini. Pentru asfaltare, modernizare drumului de Dospinești, Buhoci, cu hotel. Pentru. Da. Da. Mulțumesc frumos. Domnul președinte, se vorbea
Dați telefonul. Aduceți telefonul, domnul Stoian. Aduceți-l pe domnul Stoian aici. Domnul Stoian, mă auziți? Sunteți de acord pentru sau împotrivă? Trebuie să-l întreb. Rămas fără semnă. A spus deja că este pentru. Nu v-am înțeles, domnul Stoian. Sunteți pentru? Are publicitate. Spus pentru. Da. Să spuneți la următorul. Dar nu, n-ați auzit, nu-ți mai tare. Spune-mi ordinea de zi, spune-mi la vot. Spune-mi ordinea de zi. Cine este la vot? Cine este pentru ordinea de zi? Poți să fie cum votați, domnul Ilieș? Domnul Stoian. Sunt două acțiune. Da. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Asta s-a plătat pentru da. Atât. Mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Nu. Mulțumim. Trecem la primul punct. Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Domnilor, dacă aveți de discutat ceva, vă spuneți la cuvânt, vă dau cuvântul, da? Haideți să fie. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2021. Domnul Ocam. Eu îl propun pe domnul consilier Munteanu Dumitru. Mai este vă propune? Nu. Dacă nu este, spune la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, puteți vota pe linia voastră, 6, 7. Domnul Ilieș, cum votați? 8. Domnul Stoian, cum votați? Pentru. 9 voturi pentru. Felicitări. Împotrivă? Dar ce mai contează? Împotrivă mai iar bine. Nu a fost nimic. Dacă doriți, ce motivăm? Ce scuze, vreau să transmit condoleanțe pe... Că sunt mai multe abțineri. Îmi cer scuze pentru că am uitat să transmitem condoleanțe domnului consilier Ilieș Constantin cu pierderea mamei sale. Astăzi a avut înmormântarea și aș ruga la punctul de hotărâre să-l sunăm și pe dumnealui să întrebăm dacă este de acord cu punctele pe, și cu hotărârea. Vreți să intre cu noi? Da. Dumnealui mi-a spus că, în prima fază că este de acord cu toate, că va fi de acord cu toate punctele cu analiză, numai că să fie în temeiul legii, îl sunăm. Dar nu mai am telefon disponibil. Cine mă poate ajuta? Da, haideți ca să nu mă câte abțineri sunt? Ridicați mâna. 2, 3, 4? 4 abțineri. 4 și cu 9 fac 13. Cineva nu a votat. E 2 înscripți. Păi încă o dată la vot. Domnul Ilie. Nu, deci o să fie 10 voturi pentru și 4 abțineri. Da. Hai ca să intri în direct, să-ți expun și tu votul pentru ordinea de zi și tot ce este. Spune dacă e de acord cu tot ce ești. De pe speaker. Stai că te pun pe speaker. Nu, cu 4, 13, 10, 5, 4, abține, sunt 10 voturi. Chiar dacă e de acord cu punctele pe ordinea de zi, să nu mai ne cazăm toate. Domnul Ilie, sunteți de acord cu punctele pe ordinea de zi? Da. Cu toate punctele, da? Da. Bine, mulțumim. Mulțumim. Ce s-a terminat? Nu mai bine. Bine și bine. Deci felicitări, domnul Munteanu. Da. Aveți onoarea să conduceți ședințe de Consiliu pentru viitoarele trei luni. Da. Luni, săptămâna care vine, luni, a doua săptămână. Pe după aceea, săptămâna gata.
Da, gata, aia a fost ca suparația. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Da, așa cum sunteți învățat, vă explic pe larg referitor la sume. S-a primit 2.360.000 bani de prin analiză buget, am dus sumele în zona de indemnizații, consilieri, salarii, angajați necesari funcționarii primăriei și acolo în zona de gaz, de unde am luat la trecută, am completat, da? Asistență socială. Asistență socială, toate. Dacă vreți în detaliu, vin doamna Pătrage și vă. Aș vrea să adaug aici la ce a spus domnul primar, completând proiectul de hotărâre. Considerăm că oportun ar fi să adăugăm anexa 1 și 2, respectiv lista obiectivelor de investiții și situația angajamentelor legale. Pentru că ele, aceste două liste vor trebui duse la finanțe împreună cu hotărârea, cu proiectul de hotărâre și hotărârea care va fi luată. Deci anexa 1 și 2 va face parte, vor face parte din hotărârea pe care o veți aproba dumneavoastră. Sunt detaliate sumele care sunt prinse în rectificarea de buget. Da, ceea ce știm și avem semnale, vor mai apărea niște rectificări în următoarea perioadă. Îmi cer scuze, te sun eu că sunt într-o ședință. Am înțeles, da. Am încercat să-i explic, dar a trebuit confirmarea ta. Bine, bun. Ne confruntăm un pic cu lista investițiilor. Da, este anexă la buget. Da. Și la rectificarea bugetară, la finanțe, a văzut doamna contabilă și trebuie și, asta, da? Că trebuie și anexele prinse la hotărâre. Și ca să fie complet și corect, le-am pus la dispoziție și dumneavoastră le aveți. Le aveți acolo, v-ați uitat, bănesc, da? Okay, supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Domnul Ilieș, cum votați? 8. Domnul Stoian, cum votați? Doamne, eu mă abțin pentru că nu sunt la cunoștință de cauză deputatii. Și cu domnul Ilieș Constantin, 10 pentru. Ia să vedem patru care se apără. De la 7 la 10 a trecut de așa de repede? Păi am zis domnul Ilieș 8. Doamnă secretar. 9. Nu mai știm să numărăm. Haideți să abținerele, să le numărăm. Numărați voturile care dar le-am numărat, domnul Ilieș. De la 7 la 10 direct. Deci cine se abține? 1, 2, 3, 4 și cu domnul Stoian 5. 6 sunt domnul. 6. 6 domnul. Cum numărat dumneavoastră? Din 2 în 2. Nu ați votat pe. Nu, nu. Domnul... Nu a votat pentru domnul. Camera spune exact. De 6 abține. 7 abține, doamnă. Și 9 pentru. Doamnă, 7 abține la vot. Deci, domnul... mai știți să numărați consilier. Dumneavoastră nu știți să numărați. Eu vă spun și că... Și vă depășiți atribuția de consilier. Mergeți mai departe. Sunt 6 aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cu domnul consilier Stoian 7. Cum numărați, doamna secretar? Deci, oricum ar fi, proiectul a trecut. Da, a trecut, dar măcar menționați în proiectul, în procesul deci, verbal, consilier, realitatea, doamna nu secretar. Nu are voie să voteze de două ori. Doamna și diferit. Doamna, nu a votat nimeni de două ori. Deci, mergeți mai departe. Continuăm ședința. E clar. În stil Ceaușescu.
Continuăm în firul dumneavoastră Ceaușescu. Păi noi știm, puteți da. Dumneavoastră mai calm la uședință. Eu sunt foarte calm, domnul primar. Dumneavoastră opriți... Deci se înregistrează pe cameră, domnul Iftimie. Deci păi domnul Cășcălate este lângă mine și a votat pentru. Domnul primar, aveți curaj să mă jurați și acum cum ați înjurat la ultima zi? Haideți să nu de... Domnul Iftimie, haideți să... Aveți curajul ăsta, domnule primar? Domnul Iftimie... Ca să fie clar... Cum ați înjurat de față de toți colegii mei? Deviați... Nu deviați deloc! Suntem de nabit... Ați înjurat în fața primăriei... Domnul președinte... Ați înjurat în fața primăriei de toți morți. Ce facem aici? Haideți, da, în fine, am votat... Nu aveți curaj, e clar, sunteți un laș. Haideți ca să nu. Avem punctul suplimentar. Trecem la punctul suplimentar. Dacă vă rog, mai dă detalii. Aveți deja dosar penal. Dar păi dumneavoastră nu m-a dus are penal. Ei, nu, ați început dumneavoastră, l-ați pierdut câteva succese, o să ne mai pierde și pe celelalte. Ce să faceți plângeri pentru a dezbloca? O singură plângere a făcut în momentul în care m-ați înjurat ca la ușa portului, domnule primar PNL. Hai să nu mai... Nu știu cine v-a învățat pe dumneavoastră să înjurați ca la ușa portului. Haideți, vă rog frumos. Fații de la celor, noi v-a învățat? Păi, dați comportament. Asta e comportament. Nu mai domnul primar, că ați făcut nu mai provocați, vă rog frumos, lăsați. Înjurați-mă, domnule primar, cum ați făcut la ultima ședință, după el. Domnul Iftimie. Domnul, depinde. Vă rog frumos. Ce duplicitar sunteți, domnule primar. Ce duplicitar sunteți. Domnul Iftimie. Da, am înțeles, domnul președinte, scuze, dar era bine de remarcat și bine acum... Am vorbit la bun început, haideți să vorbim strâng pe subiect, aveți ceva personal discutat, domnul primar. Nu avem nimic personal, vom discuta în instanță. Sigur, aia e altă problemă. Noi discutăm strâng pe ce pe ordinea de zi, da? Hai să trecem la punctul. Pentru că este foarte protocolar, domnul primar, când este aici în fața camerei și în spatele camerei înjură ca la ușa cortului. Așa ce țineți dumneavoastră? Sunteți un birjar și un mincinos total. Așa, domn primar, mai ziceți. Haideți să facem. Hai, spuneți, cum sunt? Trecem la punctul suplimentat. Haideți să facem. Bine, birjar, Peter Bogdan. Deci avem un proiect propus de domnul primar ca suplimentat, aprobat de dumneavoastră, ca suplimentat, pe ordinea de zi. Se referă la programul Angel Salini. Ieri am primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin care mi se aduce la cunoștință faptul că putem demara și depune proiecte pentru următoarele obiective. Alimentări cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, drumuri publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și sau drumuri publice din interiorul localității, precum și variante ocolitoare ale localităților. De asemenea, poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice. Și domnul primar vine cu următoarea propunere. Pentru acest proiect să realizăm următoarea investiție, modernizare drumuri comunale și sătești în satele Buhoci, Dospinești, Bijghir și Coteni, Comuna Buhoci, județul Bacău, investiție derulată prin Proiectul Național de Investiții Angel Salini. Tronsoanele exacte și drumurile care vor intra în acest proiect. Spuneți dumneavoastră, în primul rând, am vrut să trec un pic momentul. După cum știți, în ședința trecută am fost împuternicit de o parte dintre consilierii locali pentru a demara procedurile în vederea implementării unui proiect pe programul Angel Salini. Am făcut o analiză pe toate tronsoanele din comună, în special pe arterele principale. Acolo unde avem intabulări, ceea ce stă la baza implementării unui proiect. Sunt obligat să spun, și dumneavoastră mare parte știți că în zona Dospinești suntem
suntem pe niște litigi, în sensul că avem niște suprapuneri virtuale, să zic așa, cu proprietățile unor cetățeni și drumul, tronsonul propus pentru asfaltare. Am făcut toate demersurile posibile, inclusiv anunțul prin corespondență pentru persoane să ajungem la un consens, să nu punem în pericol un proiect sau o investiție în zona respectivă, că am încercat să lămurim oameni, venim spre interesul lor și am găsit înțelegere de la o parte de proprietari implicați, mai puțin de la domnul Bălă. Bală. Bală, poate îl cunoașteți mai bine. Da? Fost foarte bine, este coleg. Da? A fost pe listele dumneavoastră. Este același om pe care l-ați amânat 8 ani de zile, domnule primar, cu mențiunea finală că nu doriți, că dacă nu ar fi fost ușerist, ar fi avut curent electric mai devreme. Bine, așa spuneți dumneavoastră. Așa spune dumneavoastră, așa i-a spus dumneavoastră la dumneavoastră. Deci vreau să vă spun din start și din start pe aceea, nu este pe aceeași cale aș ruga cetățenii din satul Dospinești să poate dumneavoastră pot convinge sau lămuri pe domnul Bălă. Să fie și dumnealui de acord cu reactualizarea documentației din zonă. S-ar putea ca la final să fie cumva respins tronsonul ăsta pe motiv că nu avem intabulare. Dacă vreți să continui, da, este un membru USR. Așa. L-ați avut pe lista de consilier. Așa. Și la comanda dumneavoastră care nu m-ați împuternicit. Vă mai faceți rost din dosarea. Deci nu m-ați împuternicit nici la ședința trecută pentru a demara procedurile. Și după cum vă spus doamna secretar, avem termen de 22. Nu mai amenințați cu dosare penale. Nu mai faceți acuze. Dumneavoastră nu sunteți de acord cu proiect pentru școala cu finanțare pentru... Dar dumneavoastră a fost împotrivă. Venim cu hotărârea Consiliului Local. A fost împotrivă. Deci ați fost împotrivă și cu proiectul Aghel Salini, că ați venit cu niște motivații. Bă, el are domnilor de la PNL, nu mai știți pe domnul Aghel Salini. Deci vă rog, uitați ce spune. Uitați și pe acest motiv a lămurit colegi de dumnealor din USR, din satul Dospinești, veniți acolo, care nu au nici un gram de interes să facă ceva pentru comunitatea din Dospinești. Pe de altă parte vine și ne acuză că nu vrem să demarăm proiecte. L-am prins în acest proiect, deci am prins ca și tronson. Dar rog cetățenii din Dospinești să lămurească pe acest Bălă și pe domnii de la USR, să facă front comun și să vină în sprijinul cetățenilor. Nu să bage vieți în roate permanent la orice proiect. Dumnealor susțin sau au altă procedură de a finanța un proiect. Nu, astea sunt reguli impuse, le respectăm. Acum vă v-am rugat la început. Dacă dăm dovadă de om, simplu, cum am spus, nu trebuie să mai să discutăm pe rând. L-ați ascultat, îi dați replic, așa se discută cu voastră. Așa face bunul dumneavoastră, așa este corect. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, stimată doamnă secretar, dragi colegi, vorbesc că am și atenția dumneavoastră. Domnul primar a itinerat aici, a fost pe masa discuțiilor, la masa discuțiilor niște minciuni. Nu sunt minciuni, vin cu documentele. Domnule președinte, vorbeam de omenie, deci aveți opinii la diverse. Este pe proiect. Deci vă rog pe acest proiect de hotărâre, dacă nu eu mă ridic de la masă și am terminat ședința. Nu mai am edințări. Deci proiectul de hotărâre, dă-o ca de treabă. Domnule președinte, colegul meu, facem lanț ferbin străi. Haideți să-l ascultăm. Acolo, deci treabă, pe da. Subiect, dacă mi se permite, că văd că de oricâte ori iau cuvântul, toată majoritatea... Vă rugați și vă rog, strâmpii... Deci ce aveți de discutat la proiectul de hotărâre? Vă rog să spuneți strâmpii la proiectul de hotărâre.
înțeles de la început, vă rog frumos, nu mă interupeți. Trebuie să-l respectați ca și consilier. Domnul președinte, faceți-vă treaba ca și președinte. Eu fac, lăsați-vă treaba. Lăsați-vă treaba. Vă rog, domnule, puteți să-mi permite, doamna reprezentantă a unei desfășurări a unei cerințele. Puteți să-mi permite să discut? Ați aprobat regulamentul? Vă rog să respectați. Doamne, care este regulamentul? Al dumneavoastră sau al consiliului local? Păi atunci respectați-vă. Poate să continuă, domnul primar, domnul președinte, să nu mai fie întrerupt de doamna secretar. V-a spus strict la obiect. Păi la obiect, dar vă rog frumos să le trageți fermoară. Bun. Raportat la aceste, așa zise, modernizări. Haideți să nu mai degenerăm. Raport, dacă doriți, continuăm așa cum trebuie, eu oricum o să-mi țin. Hai să nu mai zic, domnul Ștefan. Da, nu e simplu, păi, dar nu știu de ți-ai chestit. Păi este simplu, dar nu vedeți că nu mi se permite să vorbesc. Pot să vorbesc, vă rog frumos. Da, mulțumesc. Vă ascultăm. Încep de la început. Stimate domnule președinte, stimate domnule primar, stimate doamnă secretar, dragi colegi. Raportat la acest proiect care ne-a fost adus la cunoștință acum pe ultima secundă, într-adevăr, este necesar ca toate drumurile din Buș să fie modernizate. Domnul primar a demonstrat aici, prin Viu Grai, că o anumită parcelă dintr-un drum din Doscinești nu va mai fi făcut pentru că dumnealui a zis că niște specialiști au spus nu știu ce. Am spus-o așa, spus, mă. Domnul primar, nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Trageți concluziile după aia și dați, aveți drept la replică oricând. A adus aminte despre un buselist care a muncit 8 ani de zile și s-a zbătut ca domnul primar să-i dea o autorizație pentru ca din banii lui proprii să-și facă o extindere de rețea pentru că acel de la subiectul. Când a venit și a solicitat sprijinul Consiliului Local, nu al primarului, să-i puneți la dispoziție teren pentru a implementa proiectul, a fost cineva împotrivă, domnul? Minte ca un birjar, ceea ce vă spuneam înainte. Deci discutăm cu documente, cu documente justificative. Sunt hotărâri de Consiliul Local. Cum puteți face acuzile? 8 ani. De 8 ani nici nu știu dacă s-a mutat în Gorj de 8 ani. De 16 ani, dar dumneavoastră nu știți oamenii în Gorj. În fine. Noi nu-i din Gorj, asta vreau. În ce constau aceste modernizări? Vreau să știu. În ce constau aceste modernizări prin programul Angel Sanitarii? Vă rog frumos să le spuneți. Au fost spus mai devreme. Vă rog să citiți dacă știți. Doamne, m-a atât la cunoștință adresa Ministerului Dezvoltării. Nu, vreau să știu în ce constau aceste modernizări, domnule primar. Mă lăsați să dau citire unei adrese. Bani verne, nu. Către unitățile administrativ-teritoriale, referitor la Programul Național de Investiții Angel Sanit. Stimate domnule primar, vă informăm că în data de 22.09.2021 a intrat în vigoare normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Sanit pentru categoriile de investiții prevăzute la articolul 4 alineatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 95/2021. Având în vedere cele de mai sus, vă comunicăm că în perioada 22.09.2021 8/11/2021 se pot depune cererile de finanțare pentru obiectivele de investiții încadrate în categoriile prevăzute la articolul 4 alineatul 1 litera A și D din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 95/2021. Nu mai contează întrebarea pe care v-am pus-o, deci, domnule primar. Cred că am fost destul de înțeles. Ceea ce se vrea prin programul Angel Sanit, dar dumneavoastră îl... Domnule primar, v-am întrebat. Cum vorbesc că sunt curios toți colegii de la masa asta și toți cetățenii din comuna Buș, în ce constau acele modernizări de drumul, domnule primar? Asfaltare, domnule. Asfaltare, rigole. Nu, dar vreau să spun, domnule primar, că nu știu. Spus mai devreme. N-am spus mai devreme. Să mă dau citit la articolul 4 și aliniatele A, B, C, D. Articolul 4 din ordonanța
Angel Saline, să numim așa pe place domnului Iftim. În cadrul programului, se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții. A. Alimentări cu apă și stații de tratare a apei. B. Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale. C. Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocultare a acestea. Exact asta mă spus și doamna secretar mai devreme. Da, 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 să-i citesc că sunt... Da, da, mie îmi place să mai facem niște exerciții de-o copii. Haideți ca să nu depind de la... Rușinos. Dar da, spuneți, domnul Teapă. Deci, în propunerea de proiect de hotărâre, care cu siguranță va deveni hotărâre, pentru că această investiție este necesară pentru întreaga comună Buhoci. Vreau doar să întreb, că aici se face precizări pe satele Buhoci, Dospinești, Bijbiți, Corteni. Așa, și întrebarea mea este legată de faptul dacă finalizarea drumului de pe vale este inclus în cartonson, este inclus în proiectul de hotărâre, pentru că noi avem hotărârea aprobată la o altă ședință. Asta era, să zic așa, oarecum dilema, dacă este trecută. Da, l-am trecut în acest program de finanțare. Cu toate că în prima fază am ajuns la un consens că îl facem din surse proprii când vom recupera banii de la... Da, l-am trecut aici. O să rămână, rezervă pentru alt tronson celălalt. Am discutat-o cu domnul Nicușor. Ce vreau să mai spun? Deci, sunt contrariat de faptul că, indiferent că proiectul acesta se numește Angel Salin, care, din punctul meu de vedere, este de rezonanță numirii, pentru că este unul dintre cei mai mari constructori care au România, începând cu pontul de la Cernavodă și continuând și cu alte investiții care au fost făcute la vremea respectivă, în perioada cea mai strălucită a României, perioada interbelică. Deviațiile de la ordine de zi sunt în apanajul președintelui de ședință, care are dreptul și atribuțiunile să întrerupă pe orice consilier care deviază de la ordine de zi. Deci, domnul președinte, este în apanajul noastră și se ține ședința mâine, denaturează și păcat. Cetățenii din Comuna Buhoci, mai ales cei care sunt în direct prin telefon, nu prea o să înțeleagă mare lucru în situația în care să fac dialoguri și să vorbești peste unul peste celălalt. Deci, din punctul meu de vedere, eu zic că este o investiție necesară pentru comunitate, pentru toate satele din Comuna Buhoci și trebuie să salutăm această inițiativă a domnului primar, pentru că este pentru cetățeni. Aici țineam să vă contrazic un pic. Nu văd puțin prin șârb Buhocelul. Asta vreau să spun și eu. Nu fi tot din zona comunii Buhoci? Sau nu face parte? O fi sat, sătuc? Nu l-am văzut prins acolo. Aș vrea, poate domnul primar să ne spună de ce nu-i prins. Da, dacă o să avem curiozitatea să intrăm și să studiem normele metodologice de aplicare, se pare că depunerea de proiect este cumva plafonată pe ceea ce înseamnă rural. În sensul că în prima fază s-a discutat de o alocare în jur de 4 milioane, aproximativ 1 milion de euro.
că stăm bine și analizăm lungimea și facem o analiză a costurilor pe toate tronsoanele, s-ar putea să depășim, dar se pare că avem cumva voie să găsim și din alte surse, pe lângă plafonul impus de acest proiect. Nu știu exact la cât ne întindem 100%, o să discutăm cu un proiectant de aici încolo pe tronsoanele stabilite și să ne facă și un deviz estimativ, având în vedere că au crescut și costurile acum pe materiale. Sunt etape care trebuie să derulate. Și, ca să vin în completare, s-a luat în calcul arterele principale. Vreau să vă spun că Dospineștiul, cu toate piedicile care le avem, este un tronson principal, traversează satul din cap până altul și celelalte tronsoane sunt și ele de o mărime mai mare față de drumurile din Bocel, care sunt prioritare și ele, dar... Vă întreb, cea mai mare prioritate care consider eu ar fi pentru Buhocel, măcar târâul ăla care știți că de câte ori, măcar de colmatat, dacă nu găsești o soluție de diluire sau știți că a fost problemă. Poate găsim măcar o soluție, cu atât să mulțumim și satul Buhocel, să nu-l marginalizăm, așa să zic, nu mai zic de asfaltare, dar măcar ăla poate găsim o soluție. Niște bănuți n-ar fi o sumă așa consistentă, să zic. Da. Ca idei. O știu problema de pe vechiul mandat, problemă care este și în satul Coteni, la Părâul Puturosul, cum zice acolo, zona lui Stoica. Și acolo știți că a fost. Haideți să le facem o leacă și când trebuie, nu numai când e nevoie, pe situații de urgență. Asta a fost așa ca o... Da. În rest... Dacă mai are cineva, domnul Gogoloș, am văzut. Nu, mai deja ai vorbit, asta vreau să discut și eu. Mă bucur că am putut fi așa de folos cu colegii, cu chestii legate de comună. Imediat, domnul Iftimi, mai avem de adăugat câteva așa, cu toate când permite președinte să mă scriu la cuvânt. Să vorbesc, dacă mă ascultați vezi, bine, dacă nu... Vedeți că vă ascultăm cu parinte? Mă bucur și așa aș fi foarte bucuros și foarte, dacă ar derula cum trebuie, să ne scriu toți la cuvânt, să discutăm civilizat, că așa e frumos. Dacă mai are cineva discutat, cu mare drag, dar strict pe subiect. Da, vă ascultăm. Dacă permiteți o singură întrebare... Da. Pentru domnul primar și doamna secretar. La ședința anterioară s-a decis, prin votul majorității, ca unul dintre colegii noștri să fie reprezentant și membru în Consiliul de Administrație al Școlii. Voci, acela este domnul, vă rog frumos să nu vă mai întrerupți. Era domnul Ionuț Domnișteanu și acolo la școală a apărut domnul Ionuț Domnișteanu. Cum justificați acest lucru, doamna secretar? A fost ales domnul Ionuț Domnișteanu, da. Și pe lista a ajuns domnul Ion Domnișteanu. Cum asta ne duce în zona? Adică să discutăm cât vreți la asta. Haideți să vă rugați. La diverse, ok. Da. Rămâne întrebarea... Așa m-a atenționat domnul... Domnul președinte, rămâne întrebarea ca să nu mă repet, nu pierde timpul pentru diverse așteptări. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot cine este pentru punctul suplimentar. Domnul Ilieș, cum votați? Pentru. Mulțumesc. Domnul Stoian, cum votați? Domnul Stoian. Vreau să știu cum au votat colegii mei, în primul rând, pentru că eu nu vă... Nu este relevant. Pentru. Consilierul votează... Pentru, dumneavoastră. Pentru votat. Pentru votez și eu. Domnul Stoian, colegii, domnul Munteanu, sunt domnul Stoian. Colegii din Consiliu v-ați referit, nu? Da, da, da. Toți colegii. Am mai colegii. Nu, colegii din PSR. Nu, colegii din PSR. Mulțumim, domnul. Domnul Munteanu, dacă n-aveți colegi din PEN,
Da? Trece la punctul forte, punctul diverse, domnule. Aveți cu tine să vă sfătuim. Dacă vă scriți la cuvânt, vă notez aici și dăm cuvântul la fiecare dintre noi. Domnul Golaie este primul, domnul Dobișteanu, domnul Iftimi. Mai dorește cineva? Domnul Munteanu? Și eu. Și domnul Golaie. Domnul Golaie, aveți cuvântul. Da, să începem, dacă îmi permiteți, cu ce era trecut pe ordinea de zi la diverse. Da, cu acela lucru, voi invită, doamne. Deci pentru domnii consilieri care nu au e-mail și au citit doar materialul la comisii, proiectul de hotărâri e depus, deci documentația depusă cu numărul 5326, intitulat proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat la nivelul UAT Comuna Bucovce este perimată și astfel devine caduc. Este răspunsul nostru. Puteți să... Eu aș vrea ca domnul primar, dacă îmi permite să-mi extrem... Deci nu este... Nu aveți drept la cuvânt, domnule. Domnul președinte a spus că respecta. Domnule primar, doamna secretar, stimați colegi. La punctul 4, da, pentru că a devenit punctul 4 diverse, avem o documentație depusă de către grupul de consilieri USR privind proiectul de aprobare a numărului și cuantumul burselor școlare. Doamna secretar și împreună cu aparatul de specialitate prin domnul primar, au considerat că acest proiect nu mai are valabilitate, adică este depășit din punct de vedere al termenilor. Eu vreau să aduc în atenția tuturor colegilor noștri prezenți aici, și a domnului primar și a domnului secretar, următoarea situație. În 28 aprilie 2021, Consiliul Local Bohoci a aprobat un proiect de hotărâre inițiat de către domnul primar, care spune în felul următor. Se aprobă bursele școlare pentru anul școlar 2020-2021 structurate. Astfel, 16 burse de merit, 4 de studiu, 10 de ajutor social. Aceste burse, având anumite sume, 10 lei, un quantum, 10 lei, 15 lei, 20 de lei. Pe lună. Sau pe la momentul respectiv, grupul consilierilor au votat împotriva acestui proiect, amendament, aducând la cunoștință colegilor consilieri că în baza stabilirii acestui quantum de burse nu s-a luat în calcul hotărârea de guvern din 4-12-2020. Hotărârea de guvern dată de către, dacă mi-aduc bine aminte, cred că era guvern PNL la momentul respectiv. Dar n-are importanță cine a dat această hotărâre. Ulterior, în luna februarie, grupul consilierilor au depus un proiect de hotărâre de modificare a cuantumului burselor și de anulare al hotărârii numărul 3 din 28 aprilie. Domnul primar, la momentul respectiv, au scos din nou acest proiect de pe ordinea de zi, aducându-ne la cunoștință faptul că încă nu era lămurită metodologia de acordare și așa mai departe. În luna aprilie, 21 aprilie 2021, în cadrul unei ședințe ordinare, domnul primar vine din nou cu un proiect de hotărâre, da, de acordare a burselor, stabilind un quantum de 100 de lei, indiferent de bursă, de elev pe lună. La minuta 3 din cadrul ședinței, proiectul este scos de pe ordinea de zi. Dacă vă aduceți aminte, dacă nu vă aduceți aminte, există înregistrare, filmare și așa mai departe, proces verbal. Proiectul se scoate de pe ordinea de zi. Iar în luna iunie, sunt alocați bani de la bugetul național pentru acordarea acestor burse. Acum întrebarea mea este, dacă Consiliul Local Bucovce nu are niciun proiect, pentru că de aici trage concluzia că nu există niciun proiect, da? Pentru că prin proiectul de hotărâre din aprilie, domnul primar spune că anulează HCL-ul din 3-a 2021, chiar dacă proiectul a fost de ordinea de zi. În ce bază au fost acordate bursele și care este quantumul lor și câți elevi au beneficiat de aceste burse? Și cine a aprobat acest Cine a aprobat acum?
Da, o să vină... De asta, din punctul meu de vedere și al grupului consilierilor USR, proiectul pe care l-am redepus a doua oară nu este caput. Da, o să vină doamna secretară cu o explicație în acest sens. Ceea ce sunt dator să aduc la cunoștință, dezinformările aduse pe rețelele Facebook și așa mai departe, susținute și alimentate pe dezinformare de către domnul consilier USR, Iftime. Domnul președinte, întreb la replică, mi-a pronunțat numele. Lăsați-l să discute, după care... Știți că foarte bine că am fost acuzați că nu am plătit acele buze. Ceea ce nu știe domnul Iftime și nu s-a documentat. La început au fost depuse dosare de către cetățeni. La instituția de către cetățeni. Părinții ai copiilor de la școală s-au depus cereri la secretariatul școlii, în prima fază. Un număr de 100 și ceva pe caz social și celelalte de merit au venit din evidențiile școlare. Ei, ca și drept final, cetățenii care au depus inițial cereri trebuia să completeze un dosar care să justifice. Dosarul conținea multe documente, plafonul de venit și nu știu ce declarații care le impune legea. Din cei 100 și ceva care domnul Iftime susține că nu au fost plătite bursele, nu s-au calificat decât vreo 11. Cu documente și dosare legal depuse. Dumneavoastră, o spun acum în plec, ca un birjar, mințit, și duceți cetățenii într-o zonă confuză. Atâta tot puteți face. Așa ați făcut de la începutul dumneavoastră în Consiliul Local. Nu mai împotrivă. Domnule, eu înțeleg că aveți ceva cu primarul. Ca și om. Dar ce aveți cu comunitatea când e vorba de un proiect finanțat prin POR, Programul Operațional Regional, referitor la școală de 70 de miliarde și vorbim de școala Buoci, nu înțeleg de ce sunteți împotrivă. Când vrem să implementăm un proiect pe Angel Salini, așa cum el prost. Depus, susținut de guvernanții noștri, de ce nu veniți în sprijinul cetățeanului? Înțeleg că aveți ceva cu mine, că nu vă place de mine. Dar ce aveți cu cetățeanul de rând, domnule Iftime? Vă spun acum. N-ai cum să răspuns. Vă rog, domnul președinte. Da, să-i răspund domnului Igolae. Doamna secretară, domnului președinte de dacă să-i răspund domnului Igolae, să fie răspund. Așteptați un pic să-i răspundă domnul Igolae, după care vă dau și dați. Eu am răbdare. Vorbesc din ce mi-am inteles. Sunteți tânăr, domnul Iftime, și... Dar sper să nu mă înșel. Eu vorbesc din ce? În luna ianuarie, Consiliul Local a aprobat un proiect de hotărâre care a devenit hotărâre. Această hotărâre din Consiliul Local, eu nu mi-amintesc să fi fost anulată de o altă hotărâre de Consiliu. Corect. Deci ea este în vigoare. Este în vigoare. Deci plata s-a făcut în baza hotărârii de Consiliu și acum vin și menționez faptul că acel proces, acel proiect de hotărâre de Consiliu Local nu are legalitate. Deci nu are legalitate. Din proiectul pe care l-am depus, noi, grupul consilierul USR, am demonstrat și am explicat de ce nu are legalitate. Noi la diverse discutăm faptul că documentația dumneavoastră este perimată, depășită. Noi aici suntem. Noi discutăm de un proiect aprobat care nu avea legalitate. Deci asta este cu totul altceva. Dumneavoastră, avem la diferențe. Nu, ați spus că în ce bază am dat acele burse. Asta m-ați întrebat. În ce bază că proiectul de hotărâre a fost anulat? Nu. Hotărârea Consiliului Local din luna ianuarie este în vigoare. Nu a fost anulată de nicio hotărâre de Consiliu. Eu am vrut doar să explic colegilor din Consiliul Local care este punctul nostru de vedere. Acel proiect este ilegal. Am vrut să aducem la conștiință legale amiabilă. Dacă dumneavoastră considerați că este legal acel proiect și este în vigoare, o să mergem pe altă. Contencios administrativ și atunci
Deci noi vrem să acordăm burse elevilor exact așa cum spune legea. Anul școlar s-a încheiat. Apelăm la domnul consilier, domnul consilier, să aveți în vedere un pic vreau anul școlar 2021-2022, care a început de ceva vreme. Deci dacă toți aveți inițiativă, haideți să aveți o inițiativă bună, deci nu mai frâne. De ce n-ați făcut un proiect de hotărâre pentru anul viitor școlar? Tot vă legați și căutați câte proiecte și... ale USR le-ați refuzat, doamna secretar, până aveți în temei legat. Deci toate proiectele v-au fost refuzate pe lege. Tot ceea ce se întâmplă aici în Consiliul Local și în primărie, din punctul meu de vedere, așa cum ne-ați cerut nouă, să aibă aviz de legalitate, la fel ne dorim și celelalte proiecte. Are. Deci are. Nu considerați dumneavoastră, dar doamna, nu sunteți doamna secretar, superior peste Consiliul Local. În acel proiect era prinsă hotărârea de guvern din 4 decembrie 2020 și nu era prinsă. Împotrivă sau vă abțineți? Domnul Golar, da, s-au identificat, după cum știți, terenurile pentru amenajare. Urmează o achiziție cu tot cu montaj în acest sens. Sperăm să mai vină dezvoltă. Nu o să fie chiar simplu să facem o achiziție de ceea ce ține de un parc. Cât modern. Da. Mulțumesc. Da, zi. Dar nu, eu sunt ultimul. Domnul Colare, domnul Domnișteanu, domnul Mocanu, domnul Timitulbă, domnul Corcu. Stimați colegi, referitor la această situație care la fiecare ședință se discută de către consilierii USR. Am să aduc la cunoștință că eu personal am avut o discuție cu domnul director al școlii Gherasă. Și l-am întrebat, domnul director, care este situația? Că zic, se discută în ședință, sunt neajunsuri, care e problema? Și-au primit elevii acea bursă? Domnul Gal, toți elevii care și-au completat corect documentația și-au primit bursa. Scurt și cuprinzător, de cinci la fiecare ședință venim, să vede că nu vi s-a dat, că nu... Domnule, trebuie să completeze corect acea documentație. Dumnealui a specificat destul de clar. Toți elevii care și-au completat corect și-au primit bursa. Scurt, domnilor, nu, nicio supărare. Întrebați-l, spuneați cu domnul director să vedeți că asta este realitatea. Și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mă întorc la subiectul deschis de domnul primar, acela în care noi, cei din USR, suntem mincinoși, suntem... Cum îi vine dumnealui la bădă? La nivel național, chiar. Observați misogismul de care dă dovadă domnul Munteanu și domnul primar, dar trece cu vederea, suntem obișnuiți cu acești oameni de 30 de ani care nu au făcut nimic în comuna Bucăți. Domnule primar, puteți să-mi argumentați în care moment am mințit noi vreodată, prin orice metode publicitare, puteți să ne puneți cu subiect și predicat oamenilor din comună publică. Unde și când am mințit noi, domnule primar? O să vin și cu urtii la cerții. O să vin și cu urtiuțe la următoarea ședinție, ca să argumentez. Puteți aștepta să trebuie. Acuzați-i dumneavoastră că s-a furat motorina. Acuzați-i dumneavoastră că primarul a omorât pe nu știu cine și acea persoană a fost dezvocată. Vă acuze că nu s-a făcut nimic în comună, chiar cu două secunde a spus. O să vin cu proiectele implementate cu tot ceea ce s-a făcut până la această dată, inclusiv asfaltări, inclusiv modernizări de grădiniță, inclusiv împrejmuiri, inclusiv iluminat, iluminat public, reabilitat, inclusiv... Păi, dumneavoastră, și spuneți că nu mințiți?
A spus acum, singur a spus că nu s-a făcut nimic și eu v-am spus, dar o să vin curte, eu cel care sunt justific. Noi asta nu mai... Vă rog frumos să aveți bună timp, să ascultați un coleg până la final. Vă rog frumos, domnul primar, încercați să aveți puțină răbdare, o să învățați. După 20 de ani ați învățat, o să învățați acum. Continui. Domnul primar spune că noi am fost împotriva proiectelor pe care dumnealor sau dumnealui le-a inițiat. Sunt într-un total de dezacord cu dumnealui, pentru că noi toate proiectele pe care dumnealui sau oricare altcineva le-a inițiat și au fost pentru comună, eu nu trebuie să vin cu hârtiuțe că există procesele verbale, domnul primar. Luați-le de la doamna secretară. Toate aceste proiecte au fost susținute de către mine și colegii mei din USR Plus. Și mai mult de atât, am editat împreună cu colegii mei din USR Plus mai multe proiecte pe care nici dumneavoastră, domnule primar, și prin aparatul de specialitate și prin domnul secretar, garantul legalității din primăria Bohoci, le-ați refuzat în mod sistematic pe motiv de USR, domnule primar. Dumneavoastră ați demonstrat de 20 și ceva de ani de când sunteți în administrația publică locală că nu ați avut niciodată interesul de a face ceva. Drept dovadă, pe 1 septembrie vă reamintesc că s-au împlinit 10 ani de când acel proiect de apă și canalizare a fost finalizat și repus în funcție. Nu vă mai întrerupeți, vă rog frumos! Nu mă mai întrerupeți! Să fim de acord să-l prelungim încă 20 de ani. L-ați prelungit 1000 de ani, domnule primar, nu faceți joc! Știți foarte bine că la momentul actual, pe proiectul apă și canal, care nu a fost de acord cu prelungirea, nu vreau să mai ascult, dacă mă întrerupe, nu mai ascult deloc. Bine, nici eu nu vă mai ascult. Vă rog să mă să aveți aceste prerogative, să-l întrerupeți și pe domnul primar. Haideți să discutăm la o... Lăsați-mă să termin. Da. Dacă nu mă mai întrerupe, o să dai dreptul la replică ulterior, am răbdare să-l ascult pe dumnealui până mâine dimineață, dacă dorești. Da. Când aveți să face altceva. Domnule primar, eu am ce face. Eu nu stau pe banii în primărie, domnul primar. Eu nu încerc să am pe stau pe banii mei. Se vede. Haideți că nu interesează pe locuitorii comunei Bohoci cine de unde ia bani. Că dacă i-ar interesa, ați merge într-un loc răcoros. Continuăm. Acuze, mizerii. Fii bine graș. Pot să continui? Da. Da, stai, sunt om, domnul primar. Haideți, vreau să domnul Cosu, spuneți-mă. Nu mă lasă să termin nicio frază, nu vedeți, domnul președinte. Oare calitatea de primar este mai spre sus de codul administrativ? Despre ce continuăm? Haideți, spuneți domnul Cocu, sunt vorba atât, domnul Cocu. E clar, domnule primar, demonstrați că sunteți la fel de domnule. Zero, primarul zero. Cât față de tine, da? Primarul zero sunteți domnul. Domnul Iutini, să-l ascultă domnul Cocu. Păi eu pe mine m-a ascultat. Da, n-ai. Când se va da drumul la apă? La anul și la mulți ani. La momentul actual, suntem pe procedură de finalizare. Deci nu s-a pierdut nimic. Cum vrea domnul Iftimie să nu aprobe prelungirea, să o blocăm. Îmi place. Domnul Iftimie, frumos. Atât a avut cuvinte. Nu aprobăm, nu suntem, dar nu analizează documentele și nu vrea să accepte că nu se pot sări pași într-un proiect în derulare. 10 ani au trecut de când s-a finalizat proiectul, domnul primar, și ne mințiți în continuare. Nu e rușine. Haideți ca să nu... Mințiți zilnic, mințiți. Spune domnul primar, îmi cer scuze că intervin, deci proiectul de apă din Comuna Bucoci a fost proiect început în aceeași timp și aceeași perioadă cu cel de la Secuin, da? Și cu multe alte proiecte. Și cu multe alte proiecte. După doar 3 ani de zile proiectul de apă și canalizare la Secuin a fost pus în funcțiune și noi la Bucoci așteptăm 20 de ani. Când ați înțeles? Nu a fost problema. Dar cu siguranță o știți, o să vă aduc și eu la cunoștință. Aduceți o mireasă dacă o știți mai bine că deci oricum nu o să mai facă nicio acuză. Faceți eu la cunoștință, domnul Cogol, vreau să spuneți? Nu, nu o să fac niciodată. A doua întrebare era legată de proiectul eficientizare energetică școala din Vigilir. Dacă dosarul a fost depus și în ce stat? Domnul Votanu, domnul Golaj. Dacă nu, aveți respect cu astăzi colegul, respect foarte tare. De 10 ori cât vă respect. Domnul Iftimie, proiectul
proiectul privind edificarea școlii de la Bijlieri, dacă a fost depus dosarul, nu niciodată. Știți foarte bine că au venit niște... N-ați înțeles că nu va fi niciodată. Hai ca să terminăm ședința. Gata, e niște reglementări pe eficiență energetică. După cum ați fost informați în ședința trecută, se lucrează la plafonul nou impus de finanțare. Știți că l-a dublat cumva. Nu știu la ce se lucrează. Eu vă spun că deja se lucrează s-a dat drumul la linia de finanțare. Sunt deja depuse peste 200 de proiecte și noi așteptăm. Corect. O să-l depunem în termen. În care termen? După. Păi, s-a expirat termenul? Nu, l-a expirat. Spuneți, domnul Mocan. Domnul primar, o problemă care deranjează pe cetățenii din comuna Buhoci. Au venit cei de la E.ON și au montat acei stâlpi noi. Dar ceilalți au rămas așa în baragene, i-au mai dus la un bun sfârșit să-i scoată. Au rămas, unul stă într-o parte, unul stă în cealaltă parte. Care-i procedura? S-a finalizat acea lucrare, de cine au finalizat și ei cu acei stâlpi? Stau, Doamne ferește, se întâmplă o minune într-una din zile, dacă tot. I-am lăsat așa, nu mai sunt legat. Și unde stâlpi? Peste tot. Este tot. Peste tot. La Manuel este. După cum... Da, la sfânt, știți că ăsta așa, am plecat, dacă nu zici că vine pe casă, nu vezi. Pe proiectul de extindere iluminat public, finanțat prin PNDL 2, s-a dat ordin de începerea lucrării, în baza autorizației de construcție obținută, și la momentul actual proiectul este în derulare. Nu pot să vă spun acum că s-au săpat gropi, unde s-au săpat. Conform proiectului s-au săpat gropi, s-au adus stâlpi, urmează să fie montați stâlpii din proiect. Cei care au fost anulați sau cumva scoși din sistem, urmează să fie ridicați și vor fi depozitați. Unde o să găsim un spațiu sau o să-i, nu știu, că de folosit nu se pot folosi, de asta au fost schimbat. Dar, la momentul actual, proiectul este în derulare. Și sper să-l încheiem cât mai rău. Probabil vă referă domnul Mocanu la situația care e terminată din 2019, când s-au înlocuit stâlpi și sus la mine, acolo sunt vreo 3 în picioare. Au fost schimbat, probabil aia era, da? Au fost schimbat 300, domnul primar, noi, și vechi sunt în picioare. S-au mai făcut lucrări. S-au făcut lucrări, s-au încheiat, dar nu s-au finalizat treaba. Asta e lucrarea E.ON. Îți rezervă proprietate, nu s-a E.ON. Da. Îți proprietate. Și rămas. Chiar faci o analiză unde s-a întâmplat. Foarte bine, rămâne cu cei de la E.ON. Spuneți, domnul președinte, mai aveți ceva, dar... Da, mulțumesc, domnule președinte, o întrebare tot pentru domnul primar. Aveți ce aveți cu domnul primar? Nu am nimic cu domnul primar. Domnul primar, nu am nimic cu domnul primar. Domnul primar, nu am nimic cu domnul primar. Da, chiar nu am nimic. Dacă ați face de la domnule președinte, pentru domnul primar întrebare, știu cu toții că am votat un proiect care se numea un proiect de hotărâre al domnului primar. Da. Unul dintre proiectele pe care noi le-am aprobat, unul dintre multele proiecte pe care USR le-a aprobat, și acela spunea că nu va instala, vă rog frumos, domnul consilier, se referea la instalarea unui sistem de supraveghere video. Bănuiesc că au trecut deja 6-7 luni de zile, domnule primar, în ce stadiu suntem, se mai montează, nu se mai montează, ori da. Îl trece și pe ăsta la se lucrează. Da, chiar se lucrează la documentație. Unde? La momentul actual. S-a făcut... Domnule, cunoașteți dumneavoastră altă modalitate de a finanța, da, sau de a face lucrare fără proiectări, fără documente? Trebuie să mergeți la audiență la primarul Ciucudului, domnul primar. Să vedeți cum lucrează primarul de la Ciucud. Să învățați administrația. Primarul de la Bacău cum lucrează? Mai bine decât primarul de la Când puteți duce la arăta din Brăila. Da, dacă nu mai simt, domnul Domnișteanu, ți-l auzi. Domnul primar,
Îmi place cum aplaudați, domnule. Domnul Varga a început să-și facă alte drumuri de... pentru a ajunge la balastieră la Dospinești. Ce procedură de aranjează? Chiar așa. Pe terenul agricol în care... Da, mi-a spus la cunoștință faptul că au obturat cumva părâul mult într-o zonă. Da, care vine... La momentul actual, din informații neoficiale, trebuia să ajungă autorizația de exploatare a domnului Varga la primăria Comunei Boci, l-a rugat să o aducă. Dumneavoastră are o autorizație. De la primăria Ungureni de 2000 de metri cubi. De la primăria Orgeș, nu Ungureni. Orgeș, așa, da. Da, da. Asta trebuie să știți dacă tot ați cercetat. Pentru că numai dumneavoastră sunteți capabili de astfel de capabili. La momentul actual știu, pe auzite, nu pe un document, că dumnealui are o autorizație de exploatare în zonă eliberată. E liberată de apele române și dumnealui își face treaba. Nu o bloca nimeni activitatea, domnul acum este legal. Poate domnul la o serie de lucruri mai fac o plângere că nu m-a așa. Plângerea a făcut dumneavoastră, domnule primar, ești serios. Dacă, domnul Iftimi, dacă nu trebuie să acoperi zâmbăci, nu mai. Eu am făcut-o. O să vă vadă cetățenii din Dospinești că dumneavoastră ați venit aici și ați spus cetățenii din Dospinești. N-a spus într-adevăr și de desubtul, susținut de Iftimie și de nu știu mai ce. Dar în registrarea de la Bărbărie... Haideți să lasă de domnul Cristianu după care așa. Dumneavoastră, Bădăran, Sfântul Mare, totul. Domnul Iftimie, dau dovadă. Dar dumneavoastră nu l-auziți pe dumneavoastră, mă face virja. Vă primești în audiență, poate vă găsi două. Dar nu am zis să merg în audiență la niște oameni de la care am ce învăța, nu merg niște minorități. Eu dacă așa vreau o putere să spun pe domnul consilier, niște acuze pe Facebook, cumva de coada face, dar dumneavoastră, domnule Iftimie, cine dumneavoastră plecat? Nu e rușine deloc, că mi-am evoluat dumneavoastră. Eu am evoluat dumneavoastră, ați rămas la coada face. De acolo ați plecat. Da, dar eu am tot plecat, tot respectul, tot respectul pentru tatăl dumneavoastră. Pe care l-ați înjurat? Pe care l-ați înjurat? O să ajungem în instanță și o să demontăm și chestia asta. Domnul Dumnezeu. Vă aștept să fiți pedepsit. Domnul Iftimie. Canalul nu trebuia să-l închide. Trebuia să pună măcar ceva de drenaj a apei. Un tub ceva. Pentru el o asupat ca să treacă, dar în caz de viitor, toată apa... O să vedem de zonă, dacă... Am fost deja în zonă. Într-adevăr, o să trebuiască un tub, pentru că în caz de calamități, nu știu, apa o să întindă pe câmpuri. Deci așteptăm situații de urgență, domnul Vici. Sunteți gospodarul comunii, pe felii. Deci ce faceți? Mai are cineva... Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă.